Sâmbătă, Dunărea Giurgiu s-a distrat cu apărarea lui ASE Prundu, care se zbate în subsolul clasamentului. Giurgiuvenii au vrut să spele rezultatul din etapa trecută, când au pierdut la Hotarele cu 4-1, iar victima răzbunării a fost ASE Prundu. Dunărenii au înscris aproape la fiecare fază de poartă atunci când nu încercau să se dea în spectacol. 8-2 a fost rezultatul final, iar cu 10 minute înainte de sfârșitul jocului, antrenorul celor din Prundu a părăsit terenul de joc, lăsându-și elevii să se certe cu dunărenii în ultimele faze de joc. Ce să spun, să mă felicit pe mine pentru acest gol, felicitări băieților. Au fost mai buni ca noi, au alergat mai mult și s-a văzut. Asta e scor. S-a părut mie sau voi v-ați certat, că mai ales în prima repriză în teren? Ce se întâmplă? Nu vă înțelegeți? Mulți suntem, alții din București, alții din Giurgiu și nu ne înțelegem între noi. Pentru jucătorii giurgiuveni a fost sărbătoare și nu doar datorită rezultatului. Coechipierul lor, Narcis Pascu, a fost felicitat pentru golul marcat și onomastică. Încerc să nu am plinut scorul cât s-a terminat, dar ce, e bine că am câștigat. Acum să nu mai copii, acolo a fost și o vreme care nu ne-au prins. Noi suntem tehnici, acolo a fost terenul foarte greu. Da. Bravo, bă, era un sen. Și Arsenal Malu s-a descurcat bine etapa trecută. Tunarii au câștigat doar cu 2-0 duelul de pe teren propriu cu Dunărea Oinacu. Danciu și Jelescu au adus victoria mălurenilor. Malu tot nu reușește să se apropie de Unirea Izvoarele, care a câștigat cu 7-0 împotriva celor de la Mihai Viteazul Călugăreni.